Noi umblăm să colindăm. Ta-ta-ta-ta. Foblaită mafia. Mamă, cum sunt... Mamă. Ceau. Nimic, că nu mai contează. Noi Cred că umblăm știi ce, cred că știi ce. să colim. Te-ai uitat la ochelarii mei? Da. Mă uit pe A. drona ta. Hai să vezi cum văd ochelarii ăștia noaptea. Abia aștept. Crei că nebunești, bă, băiatule. Faci hipotermie de aia la picior. Mamă. Auzi, mă? Opa. Ah, zic. Degeaba dacă nu dai și tu acolo un de la, să apeși pe clopoțel. Să suni școala. Da. Am apăsat deja pe clopoțel, calmează-te. Am Așa. și cu degetul mâncat așa. Acum nu știu cum să mai zic. Capa. Te o ce faci mai poraș? Teo? Da. A, barna. Ce vreți, mă? Te-am întrebat Mi-a ceva ce ce. ceamnă? Bă, uite, rezolv aici o chestie. Îmi spuneți mine. Ok. Știi pe cine Nu voiam știu să asta, sun pe... frate. Ah, n-am. Nici asta nu-i părăși. Johnny. Ăsta Da, e. mai invită și cine la o caterincă ceva. Asta fac. Aia zic. Eu mă duc și mă gândesc la bere. Da, prăjitură! Să trăiești, Johnny, ce faci? Alu, uite, trebuie să pun capul jos, ai și Ah, de ce? ce faci, ești bine? La ganșe, Auzi, nu bine. mica. O Nu am scuză. când ne auzim prăjitură, ciao. Bine, ne auzim. Ciao, ciao. Tare treabă. S-a strigat subțeată la mouse, what the fuck. Fără telefon cu vibrații.
Cum ai rămas în Carule, eu l-am dat la Dominic, dacă tot ești aici, scoate și tu mașina și tu mă la autoshow rapid. Păi da, dă-te la... parchează deja. Dă-mi 7 secunde. Îți dau și 20. Vreau să parchez. În multe poziții. A, facem hai, beach ride, hai. Da, da, vrimă și pe mine la auto show. La ce se duc? Auto show, coie. Showroom, cum vrei să o numești. Așa, mă, auto shop. Ole, fătă-ți condus un mătii pe roșu. Ce fel de autobuz e ăla, coie, la ce... Man. Autobuz ca apucător de spartan. Auză. A, nici cash nu mai am. N-am atâte și ați. Mai am 1000, coi, nu sunt mai morții, măi. Hello, vrei să vezi cu cât am rămas în bancă? Cu cât ai rămas, mă? 1400. Asta e bun. Da, e bun pe pulă. Doamne ajută să mă ajute capa cu salariul ăla pe astăzi. În seara astăzi sau ceva, nu știu. Ce salariu, mă? Băi, am vorbit cu pieții că nu o să fiu la ședință. Și mi-am spus, dă-mi și eu să... Pe de vreme, dacă... Am înțeles. Și așa nu fac multe ore la pontaj, deci pui mei. Cred că doare fix în pulă. Da. Și rămâi la lângă Biju. Adică în spate. Tu unde te duci? Nu știu, mă, vere. Ia de aici. Viața mea. Știu, mă, unde e. Da, hai că știi tu. Știa, mă, că e pe lângă Biju, lasă-mă în pace că nu prea am fost pe aici. Ești prea sărac să-ți cumpere mașini de aici, a? Nu că sunt prea sărac, dar mă plin doar cu motorul ăsta. Da, nu înțeleg, ia. Revin viața mea. Băiatul de pe ciopăr. Te ascult. Fii atent, am o favoare pentru tine. Te ascult. Este un mystery box. Ce? Un mystery box, $1000. Nu pierzi, n-ai cum să pierzi. Și ce se poate afla în acest mystery box? Un premiu de 20.000. Da? Da. 20.000 dat în 20 de rate. Nu. Uite, un număr de la 1 până la 10 aici, uite, îți lași și mystery box-ul. Îți lași și pe capotă. Așa. $1000. 1000? Da, 1000. Mai am 2000 toți bani, uite-te de aici, că-i țeapă, mă. Mai am 2000 toți bani și să vezi după mystery box. Oricum, pui mei, am mai făcut de astea pe alte orașe, am primit un set de chimie să mă bată mama. Am dat 1000 și eu și mi-a dat o chestie de 20.000. Da, dar vă zice că la mine pe bună, acum nu pierzi, n-ai cum să pierzi. Nu poftim. Eu nu poftesc. Sincer îți zic. Tu dacă vrei, poftești la altceva, dar nu... Nu mystery box. Dacă poftești tu. Poftesc eu? Italiene, suge-i pula. Auzi și pe ăla. Hai, o fac. Du-te acolo. Și când ajung acolo, o să spun la capa, salut, am vântat pe plajul. Te uitam pe transmisiune să vezi cum se vede când merg... Da, mă, da, bă, coaie, da, ia, de delay și jal. Ai tu delay pornit sau la... Am. Ochelare. Am. Ah, mai bine așa atunci. Eu am bagajul, să nu se facă de la. Să nu se facă puterea jocului cel 2. Da. De vizualizările alea făcute. Da. Pentru că o să cresc relativ ușor acolo, pentru că am mai făcut astea, știi? Da. Pula mea. Pe unde asta făcusem 500 de coco într-o donație. Man. Da. Adică, na.
Opa, capa, ce-a făcut? Ce-a văzut? Ce-a făcut? N-a făcut nimic. N-a făcut nimic? Înțeles. Bă, mexicanule! Amen, de 50 de mii. A, stai că mă duc eu cu spatele așa, cum o să încerc. Hai, da, viață, mă călă. Bă, fratelu, când a fost ultima oară când ai spălat mașina? Am fost de m-am plimbat astăzi, bă, bere. Și tu ai mea de 50 de mii. De ce? Mexica. Pentru? La mine. Păi e vina mea că oprești. Nu-ți plătesc nimic. La scârțelia aia, da, mă. Toate bani la motor, nu-ți plătesc nimic. Nimic nu plătesc, n-am bani. Auzi, bă, dar să-i plătesc eu lui, nu-ți plătesc nimic. Să-mi fac pe aplicație. A? A, să dau, da, am dat. Bun. Alu. Ce-o? Mi-ți suge. Unde-i bă capul? La păi înăuntru. Nu, îi plătesc nici o amendă. Ce-o auzi la el? Bă, tu chiar ai răspuns serios? Și dacă nu era serios, tot. Motorul meu mai șmecher ca... Ce ai mai spasme? Da. Te luat cu o zmețeală, cu alea este? Aia, am băgat eu ceva acolo puternic înainte. Ah. E dat pe locuri cu un zol. Ma. Sărită la grătară friptă, bă. Știi ce am chef? Mm. Am chef de o jefoială de aia nebună, dar n-am luni. Eu am... 55! Eu 48. Coaie, eu ieri, alaltă ieri am avut 49, când au intrat salarii, am avut 49, bă. Și astăzi... Știi cât am avut eu când am intrat salariile? Mm. 30, știi cât am acum? 48. Păi dacă, bă. Mm. Dacă s-a de liceu pe paletă, și numai pe orașul ăsta ești, ce să zic. Ce amuzant ești, că azi l-am fost deloc, că am fost la liceu în paletă. A fost ultima oară când am fost la liceu în paletă cu aia, zici și mie. Azi. Mă minți. Nu, te minți, verea, n-ai văzut că azi n-am fost activ. Mă minți. Nu te minți. Au să-ți susținut. Auzi, bă? Dar se ved bine ochelarii? Ce, mă? Se văd bine ochelarii sau se mai blochează, se mai... Nu, no, se vede bine. Perfect. Ziceam că se vede bine pe dronă. Pentru ce? Pe dronă, băga mi-a șpulan. Băi, pe dronă, am țeles pe tron. Pe pulică. Pulica la mine. Cine-i Darian Bilbo?
Mamă, vreau să o sun pe Dark să-l trolez. Mamă, Dark, bă! Stai așa. L-am luat pe Dark. Unde să-l pun? Am o idee, hai cu mine. Hai să-l punem undeva pe post de bibelou. Hai să-l punem acolo sus pe Sam. Hai, bada. Nu, pe scară, hai să-l punem sus pe Sam, hai sus pe Sam. Hai că eu... Hai că mi-am mașină. Hai, lasă-mi pe mine să le încurc. Îl băgăm în portbagaj. Las pe să le încurc. Sau hai stai. Nu, tu stai acolo, pun pe dreapta, pe stânga. Ce să fac? Continuăm. Bă, să nu-l frici, bă. Nu se arde cu aia. Bă, dar vezi să nu-l cap și nu să-l pui pe lângă Sam. Așa. Bă, dar cum dracu urcă scările cu el? Sus de tot. Cum urcăm scările cu el? Ții, deși atent. O iau eu înainte și te-l trag în sus, da? Nu, lasă-mă cu mine, că fac eu treaba. Bă, prostule, poți să-ți iei de-aia. Bă, tâmpită, lasă-mă să fac eu treaba. Treaba ta? Nu e nicio problemă, te îngrijorat. Hai la semn. Lasă-l aici. Nu, pune-l pe semn. Pune-l mă pe semn. Trebuie să-l pui pe semn, hai să punem pe semn. Nu cu ei, dacă vine înapoi, tip, nu. Ce-a făcut? Mamă, faci! Te-i. Bă, ușa! Bă, gata, am închis-o. Mamă. Stai așa cum sună, prieteni. Da, mă. Stai că vin. Dar vezi că eu și live. La... E cu minte, băiat. Ce-o? F-Play-T-i dintre toate excelează. Deschide și le. Nu te aud, mă aud prea tare. Stai să mă bage. Mamă, ce dobitoc ești. Mamă, iară, coaie. Folosesc mușchiul greșit. Că sunt una lângă alta. Mexicanele. Ia uite-te un pic, m-am zis acolo. Hai să-l chemăm pe cap, să zicem, eu uite-l pune bunul ăsta. Lasă. Stai liniștit până vine toată lumea înapoi. Bine. Atunci o să fie fain. Gata, te aud. Să vezi că eu și live. Ce fau? Vezi live. S-a mort tu. Da. N-am ia dă link, mă! Dar n-am acces la anunțuri, ia ba, da. Poți dau cu Evrion? N-am acces da, la mă! N-am acces la Evrion. Stai că-ți dau. Yo, inchi că ne-e tu. Chis da măs. Gata, ai. Am acces? Da. Evrion. Trebuie să iau un link bun, că... De cât timp ești, mă, live? Mă, nu-ți dă mult. A intrat cineva? Italianul. De ce n-am pus pe... N-am afișat pe nu știu unde. Am afișat la MS13 pe serverul meu și acum afișez pe altă atât. În rest n-am afișat. Ia, mă, cum se... Mă, se vede mișto, stai. Da, mă, ce ai, tank? Te-ai uitat? Da. Ia link. Bă, cum să te duci la școală, mă? Lasă-mă, mă, în pace. Eu am dat link-ul, dar nu... Hai. Mă, l-am dat de prost. Bogdan, ajutor. Stai, nu, un pic. Uite, nu mă ascultă, nu mă aude. Bun, ce? Doamne, nu mai contează cum a prea târziu a venit. Ce, mă? A venit prea târziu. Nu știu, a plecat. Cine? Bă, dar chiar acolo. Nu mai ai dat bine link-ul. Bă,
Ce mă, Bogdane? Am zis că ai dat bine link-ul. Ah, bine. Bă. Ce? Hă? Ce mă, ce? Uite-te cum de ajuns Dark! Ce face mă nebunul acolo? Bă, vă bă, pe amândoi. De ce, pe noi? Ia stai așa. De ce la... Cine l-a pus mă acolo? Nu știu ce treabă avem noi. Capa și vezi că eu m-am supărat pe tine. Eu m-am supărat pe tine, capa. Mamă, ce supărată ți-ai luat. E, nesimțită rău, a? Da, mă, da. Te pup. Bă, mexicane. A? Hai să-mi trebuie pe tine ceva. Pe care? Pe care între noi? Uite pe ăsta. Da. Să zicem că ești în gândura, da? Așa. Cum dracu poți să ajungi acolo? Hai de pula mea. Bă, când el era aici. Mă duc să-l iau jos, nu m-am cazat. Mă, deci o dată posibil, probabil să doi. Jos. Dacă vine să mă ajute cineva să-l cu scările alea, ar fi perfect. Capa, hai dacă vrei. Capa, vezi că m-am supărat pe tine. Da, m-am văzut. Hai, că te-ai supărat. Ia vino. Te-ai atins de motorul meu. E? Auzi? Ha. Acum că au plecat ăștia, nu vrei să profităm să vorbim de aia? De ce, mă? De aia, mă. Aia ce? Aia ce am vorbit noi doi și cu Johnny. Cu ce am vorbit, mă, noi doi și cu Johnny? Mamă, ești prost. Aia cu motociclete. Așa, mă. Zici că nu-i cazul? Deloc. Bine. Fără drone, da. Bă, da, faină e. Tu știi cât costă? Mm. 2000. A mort. Da. Și ți-a stus banii mei ca să o cumpăr. Numai că am băgat 50 și ceva de mie în ea. Ia de mești-mi la autor. Hai de pula, s-a dus pe pula. Nu s-a dus. Unde păi bună? Aolo, vezi că-mi place. Așa mai jos. Ce? Ia. Vezi că nu stă bine pe filme, zic de acum. Așa, și ăsta mă prinde. Ia-n vânt. Fast and Furious. Voiai să faci asta, nu? Da. Ăsta era un plus, bă, Bogdan. Bă, omule. Era un plus, eu l-am lăsat, mă-mi place. Fii atent. Dă-te că-i dau un os. Am un calon la drift. Da, mă, e faină. Da, nu mai am un stop, un far. N-are, mă, iese la polish. Ușa trebuie revopsită, aripa spate revopsită și aripa față revopsită, capota. Hai de pula mea. Eventual dacă l-ai la cu motorul pe capot era așa ceva. Dă-te, mă, că te sparg. Da, șef, să vezi cum sărim acum, Bogdane. Ținte, 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 ținte. Oh. Și acum îi dau drift. Nu, nu. Da, și că l-am luat. La fix. Hey! Hai să-mi bag pula. Bă, omule, mă. Aolo. Bă, panorama de mașini ce-i luam. Ai de pula mea ce are aici. Hai că-i dau înapoi la service, la gun shop. Uite-l pe ăla ce mașină are. Bă, să-i cerem la mașină la autorul să fugi. Bogdane, am răs fără tine. Am dat eu crash. Am luat crash. Am înțeles. Și tot așa. Hai că te aștept. Patent Furios. Aia, bă, mă
sună telefonul, măr. M-auzi, mă? M-auzi? Gata, mă, futu-ți capul ăla. Ce ai făcut, bă, handicapatule? Am încercat să dau drift. Doamne ferește. Cum o dăm, mă, pe asta de aici? Bă, dobitocule, mă. Nu mai merge telefonul. Te-ai călțat pe cap. Vă ajut eu? Nu, 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 că chemăm acum tractările. Lasă-mă cu tractările. Ajută-mă. Capa, vino și tu alea că m-ai sus la Pacific aici. Că am intrat cu mașina în pom, am răsturnat mașina. Nu mai trebuie că am răsturnat-o băia tot la loc. Hai. Sunteți bine sau nu? Da, suntem bine. De conduce prost. De la volan, conducea prostul pe Bogdan. Hai pe Bogdan, urcă. Dă-te jos de la volan. Urcă, mă, și taci. Dă-te jos urcă. De la volan. Urcă, mă, că merge la ganșup. Al dracu dobitoc. Aproape de pași. Acum venim și noi înapoi. Handicapatul dracu. Ce aveți, mă? Aolo, o sărie el pe gând. Doamne, iartă-mă. Bogdane. Tu-ți morți, mătii de handicapat. Dă-te-n pula mea că eu nu mai merg cu tine. Ce ați făcut? Eu nu mai merg, mă, cu ăla. Vine aici, futu-ți morții! Ma, tăi, mă! O, bă, Bogdan, nu vă mai bateți. Mi-aș pula în gura lui. Tăi, mă, că te și bat. Că te arunci, bă, de acolo. Te mă arunc. Pula mea de handicapat. Ia, mă. Îmi zice să-i dau mașina la o tură. Uite-te cum mi-a făcut-o. Era să mă și eu moare, pula mea. Morții lui. Băi, deci, ca să-mi cer scuze, mă duc... Dar cu ea răsturnat. Ca să-mi cer scuze. Și eu m-o dat cu cap. Am și sânge aici pe frunte, am dat cu cap un parbriz. După a dat cu capul de pom. După a dat cu capul de pom. Stai că revin după ce stau 5 minute pe gânduri și revin. Să te repart. Nu cred că mai urc cu tine la volan. Vin aici. Alo, 1, 2. Ce? Pune o geantă pe tine. Nu îmi da acum dale. Până aveți un sac să îl punem pe cap. Nu îmi da acum alea. Bogdane, ai nevoie de stoc? Nu știu, stai. La mașină.
Da, nu, acum mă, poți să-mi dai după, te rog. Când după? După ce revin în 5 minute. Păi nu contează, că să-l țineți voi și îl dați voi mai departe. Păi da, mă, după ce revin. Hai, păstrează-ți alea, că vin eu și le iau după ce revin. Bâtă și rozete. Dă-mi bâtă aia, că n-am avut bâtă niciodată. Nu, asta două. Două.
Și eu puțin. Ce faci, om? Bogdan, mă auzi? Hello. Ce aș mai zica, nu? Salut, salut. Bine, 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 bine. Bă, Ștefane, și ce-am făcut eu? Tot. A. A? Dă-mi un pic live-ul pe mod. Dă-mi un pic live-ul pe mod. Stai că-mi picătă. Stai că să fac. Știi să-l dai? Audio. Gata. Nu mai aude. Dă-mi partea dacă nu ești sigur. Mai da și pe mine sau numai pe tine? Ha? Microfonul meu merge jos, stai că lupești pe asta, gata, mă. Am oprit să m-am uitat pe live în spate. M-am uitat în spate când te-ai răsturnat cu mașina mea și n-ai dat niciun mic. Vezi că și-o luat un ban azi așa. Da? Da, că era un moderator random cu nou clipul și l-a văzut și-o dat ban când nu a dat niciun mic. Deci ai grijă că ești și live cu aia. Dar n-am vrut să dau mii. Ce? N-am vrut să dau mii. Mi-era lene. Eu te cred că nu ai vrut. Eu te cred. La ăla i-o dat bani cu răsturat și-o dat numai. N-ai dat nici măcar atât. E. Nu fă din astea, bă, mai ales dacă ești... Nu o să mai fac. Dacă nu ești live, e riscant, da. Hai, bagă-te înapoi. Vezi că eu n-am... Stai, să încerc să... Nu. Oh! Sau nu? Bă, fratelu, du-te și repară-o. Ciliat cu Duster-ul. Lasă o dus naiba pe deal în jos. Băi, mașina plen și ala ce te aștepți.
coaie, să vezi că eu am mers cu băieții pe Chiliad, pe alt oraș și am făcut grătar acolo. S-a dat motor! Ce? Da, și încă, pișeam și pe el. M-a luat. Dacia Duster. Așa. Turangi. Nu, așa. Da. Bă, ai bayonete și bricege și o pulă. Da. Dă și mie. De ce? Pentru că vreau și am nevoie, că nu am stoc bun. Nu-ți dau. Cumperi. Nici ne simți? Hmm? Capa mi-l dă pe gratis și tu ce? Păi tu vrei să-l vinzi? Eu nu dau pe gratis să-l vinzi. Eu nu vreau să-l vin, coaie! Ba da. Mars mă de aici cu sărăcia, du-te-o și repar-o. A, mă, fă pași. Du-te mă de aici, măcar te chele înapoi de Bogdan. De ce? Am mă închide telefonul, că nu pot că mănânc. Hmm? Mă bun. Copil pe ăsta. Bună seara. O ușă nouă și o reabilitare la mașină. Ok. Nu au nimic colegi, lasă-mă că am reclamă. Dă-te mai stânga, zic. Hai, obrază. Așa bine, de da. Bă, aș putea să-mi iau brabusul ăla, dar... Mai trebuie și niște bani să iau.
iau când mă fac. Altceva? Altceva nimic. Poftim? Altceva nimic. Ok. Atâta. Zi bună. La fel. Stai că conduc ca lume, să nu strice mașina la băiet. Și acum. Nu, mă auzi? Mă auzi? Bă, eu las iar cheile, aolou, aolou. Mi-a și impost la mașină. Darcule. Darc. Arg. Arg. Da, mă, stai. Darc. 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 Dark. 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 Pizda, băi. Dark. De cum ați... Îți povești super... Da, mă, vere, stai un pic. No, Dark e... Dark.
Găsi tu mașină. Tot. Buggy. O să până în așa business la garaj. Am nevoie de niște oțel. 5 bucăți. Două de cam nasol acum, amente-te. Să nu treci acolo. Două de cam nasol să mergi acolo. Da. Eu nu folosesc prână acum, să știi. Chiar să... Vezi că e acolo, așa, la maneta e acolo un B, dă pe B-ul ăla. A, da, mă. Ce dobitor ești. M-am ghezit ca puțin.
Stai să notez aici pe o foaie. Text document. Caiet datorii. Bun, și pe caiet să scriem așa. Bogdan 2.4000. A scris. M-auziți? Da, mă. Am să vă dau 4.000. Bine. 9, 2, 4, 6, 9. 2, 4, 6, 9. 9, 2, 4, 6, 9. 9, 2, 4, 6 și cu 9. 2, 4, 6, 9. Ok. Da. 9, 2, 4, 6, 9. Imediat. Stai mai mă, că bag un pomn în gură. Așa, Bogdan. Achitat. Salvează și tu IBAN-ul la contact. 8-2 cât? Anița. 9-2-4-6-9. Oh, bule. Să rămân, nu mai am zis să rămân, credeam că e Izabela. Bă, ține și mai zis să rămână. Da, te drept. Prostul ăsta ce-l-ai dat surzii? Ale. Bărbactu. Nu știu. Ia dă-i două capace. A, păi e sur, mă. Dă-i mă două capace că-și revin. Cum să revin? Lasă că părățit săracul, nu mai poate să vorbească. Îl doare în gât, probabil în cur. Îl doare în gât. Auziți, domnule Capa. Are cifată în urechi, că l-a prins curentul. Domnule Capa. Domnule Capa. Mă mai fluier odată, mă jur că te numesc Donald Duck toată viața ta. Dă-i și un pumn în gură, dacă stai. Se poate. Domnul Gava? Yeah. La câte luni spuneați că mă avansați la birouri? Câte luni ai? 50. Talent, câte luni ai? 50. Și 5. Mai aveți răbdare, mai aveți răbdare. Băule, desfundă-ți urechile. Bine. Da. Bă, morții mătii de mătrești pe mine pe carnețel de datorie jatat. Bă, nu știu cum să-l numesc altcumva. Bă, ți-am trimis banii. Băule, nu. Bravo, bă. Handicapat, bă. Păi nu că am pus achitat. Nu barantez. A, deci tu m-ai trecut numai ca să scrii că am avut câteva secunde până ți-am trimis banii, gen. Da. Se pare că am fost dator la tine. Da. Doamne. Domnul Capa? Domnul Capa? Da, cum e la birouri? Frumos.
foarte frumos. Pot să vă cer da. Ceva? Da. Eu și la 100, 150 de luni, eu nu vreau să ajung la birouri. Păi de ce? M-am atras să stau așa îmbrăcat în uniforma asta și să stau aici să fac bănuți. Ok. Am să țin cont de chestia asta, poate între timp te vei răzgândi. O să vă anunț dacă există ceva schimbări, dar nu știu. Eu sunt mai pașnic, așa, și birourile nu-mi plac, sunt prea sofisticate pentru mine. Nu sunt deloc sofisticate, prea sincer. Prost. Da, adevărat, bine spus. Știi cum se zice, primii 2 ani de acomodare. Nu, am un pace mie la birou. Bă, eu aștept. Ce aștepți, mă, tu? Să-l dăm la rechi. Ce? Ziceam că abia aștept să intru în garaj. Garaj, da, auză-mă, birouri. Să-l dăm la rechi. Da, 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 să-l dăm la rechi. Auziți, dar ales birourile de acolo? Că birou m-am auzit că o mergeți pe acolo. Ales birourile. Nu. Acolo e locul unde trebuie să vorbim foarte rapid ceva. Aha. Noi avem birourile noastre în altă locație. Ce mă vomiți? Era să scap așa de pe gură, pe gât. Vezi să nu pui o pată pe costumul ăsta că te amendezi de te caci pe tine. No. Că te amendezi, trebuie să plătești. Păi nu, că eu stau cu hramă, stau ca și de goșiște la ține și de-astea-o pe ei. Păi m-a învățat mama, stau curat. Da. Auziți, dar ceva mai interesant nu facem și noi? Un eveniment de ăla de bătăi între noi. Bun, fii atent. Dacă mai aveți răbdare 4 minute, vă pun să faceți ceva. Opa! Opa! Stai, stai, stai! Nu, capa. Pot să ghicesc. Ne-ai cumpărat țigări. Nu, mă, pot să ghicesc și să ne pui să facem. A, ești vagabond. Du-te, mă, dracule, mă, mexicanule. Ia zi. Ne pui să ne ducem după angajații. Greșit. Aaa! Oh, frumos. Ne pui să tragem găitele anul în cur. Ce, mă? Ce, bă? Nimic. Bă, eu pun pe aici, am dat pe asta, bă, dacă văd că mexicane ți-i zic că îmi place, trebuie să-ți luăm o mașină cu volan pe dreapta, mă. Mașină cu volan pe dreapta. Da, sincer să zic eu ție, mașinile cu volan pe dreapta nu prea le displac așa, deci care-i vorba ăștia că cu mașini de Anglia, cu nu știu cu BMW pe dreapta, nu vreau să aud, nu-mi place. Urăsc persoanele care conduc mașini cu volan pe dreapta. Dacă zici de rău acum, voi ce te bat după ce mi-au o mașină. Comentez cumva de o mașină care o să-mi iau poate în viitor că te bat. Da, că ție mașină cu volan pe dreapta, te critic și din gaură de șarpe. Ce, mă? Nu, mașini cu volan pe dreapta nu e strict bărbătesc, deci să nu te văd cu așa ceva capa, că te faci de rușine pe aici. Ia-ți tu un BV seria 5 ceva, unde eșejești un dala vecuț așa frumos, îi mai bași un tuning. G-Class, frumos. G-Class, ia unul treci pe asta, bă, țărănuși. Ne-a auzit de 60-46 de-astea frumoasele tunezi, mai băi niște bă... Bă, nesimțitule, bă, un Brabus S63 nesimțitul. Da, tot eu suntem văzut. Vezi, are gustul meu, are gustul meu capa. Păi voi aveți gusturi de bogătan, bă, dar e 60-ul ăla tunat frumos. Mai bași un tuning, zic eu că ți-ai 60-ul la curs. Și ce, să vină lumina de motor instant la pornit-o? Stai, cât de des ești în servis? Hm? Cât de des ești în servis cu BMW-ul, a? Depinde cum îl conduci. A? Depinde cum îl conduci. Depinde, e, tot deci. Până și nețințitura mea, mai puțin. Ca da. Dacă vine unul ca cine zic că îți bagă mașina în serviciu în prima jire. Dacă vine unul care conduce ca mine sau ca Bogdan, nu ți-o bagă în serviciu. Tu conduci ca ultima pula.
Crede-mă că știu ce zic eu cu Bogdan să te conducă toată bine. Da, bă, da, tu vei bă, de aici, cred că cel mai bine l-a condus eu, Ștefan, Ale și Italia. Pa mine mai văzut cum conduc când nu fac Caterinca, că gen nu fac Caterinca când conduc cu ăștia. Da, scu- stai, stați așa, stai, șt, toată lumea, șt, a cui buticul? Uite-l mă, ăla de acolo, ok? Lui Cipi. Cipi, bă, dar Cipi are pontajul pornit? Wait. Nu-i pe oraș, nu știu ce să zic. Nu l-are, e ok. No, măcar. Omule, sunt fața ta. Sunt fața ta. Nu contează, răspunde la telefon. Vezi că sună telefonul. Alo. Salut, domnule Capa. Cu cine ești tu? Ești cine tu, mă nene, munte, te dai la nebă, da, 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 prezenți. Atât s-a putut. Deci, pot să fac o prezență? Hai că fac o prezență. Ce prezență să faci, mă, că mă ești pe tot? Acum, mă, după ce plec clienții, tâmpitule. Bun, să verificăm carnezelul de datorii. Revină. Salut, băieți. Salut, bună seara. Ce vă așteptam? Cum să spun? Am primit o provocare de la un domn să facem o poză cu o domnișoară. Și vă să întrebăm dacă sunteți dispusă să facem un selfie. Vă puteți pune și mască. Vă rugăm, vă dăm și bani, că am fost refuzat în continuu. Doamne, hai bă, băi, nu vă apuc. Doamne. Mexicare de acolo. Da, faceți și cu... Faceți și cu... Hai, și cu mine, și cu mine, și cu mine. Veniți toți în spate, îți vine toți în spate. Ha! Hai, da, toată lumea. Mulțumim frumos. Cu drag. Am căutat tot orașul ăsta. Da, dați așa, că a zis că ne plătiți. Nu trimiteți bani, Mihai. Nu, stai zic. Mai ales la mexicanul, nu-i trimis nimic. O să vin aici mereu să-mi cumpăr chestii utile. Doamne, ești foarte bine. Ai, Ben, 8, 6, 7, 8. Băieți. Bătași, mă. Dă-te un pic să nu-ți dau ție din greșeală. Ia, stai să plec pe cilește, că nu... Old Mara. Gunshop-ul Old Mara. Aveți nevoie de noi, veniți. Da. Mulțumim încă doar. Calitate foarte bună, taie până la moarte. Da, taie. Avem paunetele alea nescuțite în spate de 2 ani. Linie. Faceți linie. Bine. Linie. Sorcova. Stai frumos, așa. Calm. Frumos. Cigar, trabuc, smacher. Ah, o și plec. Mafia unică în România. Bă, păcat că o plecat și ăla. Bă, bun. Aia e. Dar e aici prezent? Absent. Da, e aici, dar n-aude. Aude în gură. Cum adică? N-aude, care vată? Da, e l-a înțepat piciorul și l-a luat urechile într-o dată azi. Ori se întoarce, ori nu mai face nimic. Nu, dar n-aude, gen, a surzit. Nu aude care bată. Nu, bun. Ia auză. Ok, interesant. Ha, poftim? Am lipsit ceva? Am ratat ceva? A zis că facem da, ceva absent. Interesant în 4 minute și au trecut 20. Ești absent, ești absent. Domnul Capa, a zis că facem ceva interesant în 4 minute și au trecut 20 și n-a făcut nimic. Păi asta e ceva interesant. Bă, fratelo, cum să zic? A venit maică-mea peste mine în paletă. Du-te, nu mai vreau să vă aud pe ăștia care faceți așa. Ieși.
Bă, băietule, vrei un pumn? Vrei un pumn? Bă, ieși din fața mea. Ia zi. Slânga sau drept? Nu, nu, auzi, bă, să ieși. Bă, bă, tu... Taci. Că ești cu volanul pe dreapta. Da? Cu volanul pe dreapta? Mi-l suci? Da. Mersi. Aaaa! Ești un prins-o! Invitați-te de mea de pe TikTok. Mă dă cu temi ăla pe capul ăla. Deci este felul următor. Cine dintre eu? Cine? Mamă, nu zice tot. Cu un dinozaur! Știu exact unde să merg. Știu exact unde să merg. Hai să mergem toți la măsa lui italianul. Fii cu mine să facem o poză cu dinozaurul, că știu exact unde. Dinozaur. Cine naiba este dinozaur? Dinozahaur, hai da. Nu trebuie să știu. Hai, ne vedem, capa, ceau. Stai că mai are ce să stai că să pornesc motorul. Ok, hai mă. Mexicanule! Așa, mergem împreună, ai înțeles? Păi da, mergem cu BMW, cu ciocor. Mergem cu motocicletă. O poză cu dinozaur și un flex. Fugiți, hai! Hai, calco! Fugiți! Urcă! Ce trebuie să facem? Fugiți, fugiți! Pune, pune, pune! Deci, trebuie să fie cam aici. Calco! Ce dracu e ăla, mă? E un dinozaur acolo, frumos, o să vezi tu, e Caterinca. Și flex? Și flex gen... mușchi flex. Mușchi e flex. Aaaa. Hai, ținte că-i dau bici. Lasă-te pufat, vă să-l invitez. Ce ai un flex în buzunar? Hmm? Un flex în buzunar. Oh. Lasă-te bă pe față să luăm viteză. Bun. Noi suntem pe drum deja. Capa, dacă eu cu mexicanul suntem împreună, facem 10K, 10K. Jumijuma. Ok, te pup. Nu mă, zi 20.000 cu 20.000. Taci mă, că o să ne dai el 40.000 de... Ia, uite-l! Ai de... Mamă, dar e lenta asta rău, coaie! Ți-am zis, te lasă-te pe față! Lasă-te mă băiatule pe față. Nere. Lasă-te mă față, mă, să te face blocași. Ia-le mă și pe noi mă, trage-ne, trage cu smarat pe tine. Bă, așteaptă-ne. Ți bă după el italiere. Ce mă, da, eu fac cu ei. S-o dus pe pula, mamă, dar nu mai luăm cioporul ăsta în viața mea, luăm mașina mea, ești nebun. 400. Țipă-te pe ăla, bă, să vină să tragă. Țipă-te pe ăla. Mamă, ăia se iei. Ăla-i Bogdan, ăla-i Bogdan! Da! Mergi, mergi. Dar știi că ăla a făcut mușchiul... O luăm pe mușchi? A făcut mușchiul după pășări. Și pe motorul lui mexicanul, mereu 130 km de oră maxim. Bă, ăla a făcut mușchiul SS. Ai, că-o făcut eu dacă ai. Da! Ai grijă că-i garda. Mă piși pe el. Ia uite dinozaurul. A, a făcut mușchi SS, mă. Unde-i dinozaurul? Mamă. Uite-l în fața ta. Și ce trebuie să facem cu flexul ăla? Facem? Nu știu. Hai să vedem. Bun. Ha. Flex în buzunar, a spus capa. Flex. Buzunar, a spus capa. Așa, mă? Hai că fac eu, fac eu. Fă poză. Fă poză cu drona ta. Gata. Hai. Calco.
Bravo, că te-ai stat urcat-o. Hai, mă. Urcă. Dă-i, urcă, urcă, urcă. A trimis-o deja cu aia, nu se mai poate. Eu am trimis-o. Am dat-o pe media. Ia intră la urmă pe capa dacă am cuvine. Hai că-l sun. Hai mă întreabă. Hai că-l sun acum. Carco! Capa? Uite-te pe camera media. E ok? Aia zic. Ce plugs? Hmm? Să-ți aduc un flex. Cum îți aduc? Bă. De unde l-am un flex? Tape. Hmm? Ce? Vrei să merg pe cai? O să luăm flex sau ce pula mea? Bă. În apropiere de groove. Aaa, la pe ăla de la groove, mă. Știi ce e ăla? Dracu, știi. Mamă, garda. Mamă! De unde luăm? De la groove, trebuie să luăm un flex. Mamă, era să o iau armii după capota. Aia zic, așa și trebuie. Calcă. Hai că am băgat punct pe Grove. Dar să mor eu dacă știu ce vrea asta. Flex. Flex. Da, flex. M-auzi? Da, te aud. Ce vrea cu flex de pe Grove? Uite bă, cad stâlpurile în fața mea. Da, știu. Ce vrea cu flexul la Grove, coaie? Să iei un flex din Grove. Ce e aia? Flex. Da, ce e aia? Zic o chestie care tai cu ea, știu eu ce e, dar nu știu cum să iau. O aflăm noi. Mamă, ce n-ai bai pe aici, mă, mâncați și că mor ochișorii. Păi, și mie un pic. Mamă, leșinez. Bă, dacă leșine acum te bat. Mama, mai iau cosmețeală. Cu aia am 10.000 în bancă, am 2.000 în bancă, mai puteam 300 în bancă, vreau alea 10.000. Ha, oh, uite-l pe ăsta cu driftele lui. Să știi că trebuie să avem grijă la ora asta. Știu, mă, lasă asta acum. Hai, ales pe grob, aia zi. De unde cumpărăm? Ha, cred că de la ăsta mare? Am intrat. Mamă, firai creierul tău să fie. Du-te și cumpără flex. Duceți-vă, bă, nesimțiților. Du-te și cumpără, du-te și cumpără flex, du-te și cumpără flex, că îi țin eu, Nu mă dau jos. N-am bani, rapid, te rog. Vino cu azi, zi mai bine. 88494. Pe strec ești? 3500. N-ai deloc? Deloc la mine. Păi eu n-am deloc. În bancă. Mamă. Du-te și cumpără. Du-te și du-te pe la bancomat. Ce să cumpăr când am bani? Du-te la bancomat. Aoleu, dă-mi cheile. Dă-mi cheile. Hai bă, dă-te jos. Bă, nu-i corect, nu-i corect. Dă-te aici, jos! Pișama și pe...
Pixiul ăla care am avut cel mai mult bani. Băga mea aș pula în voi. Hai mă. Hai mă, mă enervează deja, hai. Lasă-mă, vere, că mă oftic, că mi-a făcut mușchiul PSS. Da, știu. Mă, piși pe flexul. Este așa. Hai, mexicanule, mi-ai dat bani. Hai, facem spitala după. Aolo. Bă, prost ești, bă. Nu merge să urc pe ce pula mă vezi. Ori la muncă, bă, băieți. Care muncă? Și pe familia lor. Mă, dar n-am făcut mușchi să se... Mă, nu-mi e corect. Nu mă mai joc. Nu, m-am opticat pe două acum. Nu piși pe alele lui. Dați-vă bă că mă duc acasă. Mă duc să mă sinucid, dați-vă. Nu mai am benzină, pune repede la odaie la o bancomat la... Du-te tot în față că nu mai avem mult, hai, lasă benzină. Benzină! Nu, hai, du-te că e o benzinerie aproape de gun shop. Eu nu mai fac niciun ce mi-aș rafa, mă piși pe ce picior. Unde are meserii? Stânga, dreapta, zic. În față, după gunshot te duci în față, tot în față, tot în față. Gen după casino, dacă știi. Aha. Bă, ți-a spus, du-te la gunshot. Mamă, oprește. Nu că știu unde să mă duc. Mamă. Lasă motorul. Bă, fratele, nici motorul nu o să mai ai imediat, trebuie să-ți iei un kit. Taci. Eu nu mai fac și legele lui Capa. Nici eu. M-am ofticat rău. Mai ales că nu-i corect. N-am bani să fac. Da, frate, și eu. N-am bani. Auzi? Vezi să vezi că te fac răzăiște bani de la cap. Mamă, și eu la fel. Deci că știi că nu-i prostii pe ăștia să ne dea bani și tot nu ne-a venit salariu. Hai. Și la salariu nu ne scad banii, hai. Nu, mă, putem să zicem direct, bă, n-am avut bani să facem, să cumpărăm un flex. Mă piși pe flex, tot dă și mie niște bani acolo. Data viitoare să am. Da. Oameni, oh, nu se mai poate cu aia. Trebuia să luăm mașina mea. Dacă ești prost. Dacă ești bulangiu și scot motoreta asta, zdranța asta să fie. Sper să ne lase motorul. Ia du-te dracu de dobitoc. Da, fratelul, nu se mai poate așa ceva. Du-te dracu. Bă, dar cine? Bă! Bun. Ce faci, mă? Bă, Teo, bă, dacă n-am făcut accident, nici măcar bani de flexul mătii n-am mai avut. Capa. Bă, piși pe flexul. Dă-mi flexul. Și mie 10.000 până la salariu și dau eu înapoi că mâncați și cu găsat n-am bani nici de benzină la motor. Ați găsit flex? Am găsit, dar n-am prin bani! Am 400 în total! Eu aveam 1300. 3500. Am unde la un loc l-aveam bani să luăm un flex. Bă, scapă de nu-ți dau un pum, nimeni nu-ți mai nu, bun, fiat. Am 400 pe numele meu, 400. Aveți că le-am făcut poză mai mișto ca bolangii ăștia. Da, bă. Ăștia n-aș trebui să facă poză.
Vezi tu, pula. Bulant. Oh. Care mi-e duce? Îmi pare scuze. Nu, no, mă mai duc. Bulangiule. Hai bă. Aduceți-mi un bec și câștigați. Ce să aducem? Un bec. Cât costă becul? Nu știu, mai e sigur. Hai, fugiți. Pe bec. Stai, nu te duc, eu stau aici, nu, nu mai vin. Capa? Capa? Aveți că ea s-a uitat pe ochelarii mei. Fugi, coaie, fugi! S-a uitat pe ochelarii mei ca să vadă unde e dinozaurul și nu-i corect, nu-l trebuie să-mi dai bani. Da, știu, efectiv. Ai un mers. Dar nu am bani nici de bec. Mai am 300 de lei, toți banii. Nu am bani de bec. Capa. Dacă tot zii am bani. Bani. Taș. O 6 7 8 0. Mamă, cine mi-a dat ăla mie? Fugiți după bec. Când ai dat? Hai, nu luăm stanța asta, nu luăm stanța asta, hai cu mașina mea cu aia, nu se mai poate cu a ta. 140... Hai mă, că nu mi se mai chide până la masă de telefon. Aoleu... Nu se mai chide telefon, gata. Hai, calco cu aia, nu, calco. O cap pe cap. Mă, piși pe măta. Vezi că trebuie să scoți de la bancomat. Nu, am 1000 împachetați. Mi-a dat băieții aia 1000 împachetații, ok, hai, calcă! Nu mai călcăm noi dacă e, nu. Păi nu. Bă, te uita la filmul ăla cu motociclistă la plăcări. Bă, pula. Zi mă, te-ai uitat? Nu mă mai interesează, du-te dracule la magazin să ne luăm un... Zi mă, te-ai uitat la filmul ăla cu motociclistă la care era plăcări? Da, frate. Aia se numește I'm on fire. Dacă mă nici 140 nu mai e. Ce vrei de la magazin, mă? Un kit, că ți-i pe roșu zdranța asta. Lasă kit, hai să luăm becul. Hai, lasă că nu mai ating nimic. Doamne. Du-i, rogă-te să ajungem. Hai că facem mers chema aia, mă urlă ei mașină. Mă ui la muiștii ăștia. Hai te ia bec, la muiștii ăștia. Ce mă? Ăștia deja așa cumpărat becul, îți dai seama. Păi du-te și ia becul, că ne dă și nouă bani. Dar dacă cumperi și tu mai repede, zic. Hai da! Hai, nu se vinde aici bec, nu se vinde aici bec. Păi și de ce au făcut îngerească? Au făcut îngerească? Da, a venit să îngera și aici, era îmbrăcat în albastru. A, știu efectiv de ce, au întrebat unde se cumpără un bec. Bă, nu e corect, frate, sună pe cap. Sună pe cap. Nu e corect, frate. Dar ce faci, mai întrage de șurile pe rădare că până când? Bă, capa. Ce-i, mă? Nu-i corect. Ce, mă? Fii atent, noi ne-am dus până acolo și am grup ca să cumpărăm un bec, n-am găsit bec acolo și ei au făcut îngerească ca să le zică domnul să ia bec. Nu-i corect, că noi jucăm corect și ea vă juca murdar. Bă, nu contează cum faceți rost. Bă, dar nu-i corect, trebuie din ce știe el, nu din ce... Bă, dacă pe ei au dus creierul mai rapid... I-au dus creierul să facă îngerească, adică hai, pe bune, lasă-mă, capa, știu că te-a luat, știu, nu contează. Ai dat-o și mintea copilor, da, capa, bine.
Amu, veniți, care vine primul? Primul cu ce, cu pula mea? Fă mă îngirească. Nu, coaie, hai mă la gun shop, nu, mă piși pe ei, mă piși pe ei, efectiv. Și așa vreau să bag în chestie. Cred că bag și eu. Bă, fratele, dar nu se poate așa ceva. Îți dai seama că au ajuns înapoi aia deja, da? Da. Nu-i corect, mă. Se duce și motorul. Taci. Nu mai cubi. Ia uite, asta fiu aici. Noi. Salut. 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 Afară... Da, știu de vela toată parcarea asta, două dracu, în afară de... În afară de motor. Ăștia cu ea. Ok, deci tot. Ați găsit mă, pe? Nu, că nici probabil e putut. Am un bani. Mulți ani mă doare capul, mă bucă. Cum l-ați găsit mă, pe? Tu te dai aici, că m-am urcat la ea în mașină ca să-ți bag bețe vreodată, să nu mai poți să pluci și Bogdan pune curci pe la gât. Ce mă? Nu, mă, nu. Da, mă, da, să știi. Nu mai fac nimic pentru analogie. Mersi frumos, mersi frumos, porța ai salutat. Salut. Nu mai fac nimic, el se uită pe dronă ca să vadă unde a mers noi, ca să vadă până am făcut poza și s-a dus și el repede înaintea noastră, că are mașină mai rapidă. Că l-am văzut, n-a trecut pe lângă noi. Bă, picior. Mai a pus acum ca o becuri. Aia a făcut în gerea să găsească becuri și noi trebuie și căută în capul ăștia. Nu mai mă duc, nu mai vreau. Vă te-ați bătuți? Da. Becuri se cumpără la Digital Gen de la mall. Da, e bătaie de joc, că a făcut în gerească și nu mi se pare corect. Nu știu dacă le poate trece în gerașul. Ba, da, le-a zis. Ba, poate, poate. Cum să nu, e o chestie inocentă, nu chiar trebuie să afli da, chestia bă, bun, asta. Foloseam un pic să sparg o bază secretă al lui... Hai, ba, capă, măcar acum știu de unde să-mi iau un kit de spargere, deci să ai grijă la mașina ta și la fel și cu Teo. Băi, ce cu minu? Am zis să ai grijă, că acum știu de unde să-mi iau un kit de spargere, ai înțeles? Bă, trebuie să dau opără. Mai mult mașina nu te-au, că e un... Ai adus mă bec. Ai adus după becuri. Lasă-mă cu becele tale, îmi pace că eu nu mai vreau beci. Da. E, da. Poftim? Răjeal, mint. Cum ai ajuns acolo, mă? Minte, fără curent. Bă, taci, mă. Minte. Minte, minte, acolo? Minte. Nu se taci, cât. Da. Hai, mă. Minți, babă, fără dinți, ai înțeles? Mi-a dus un bec, bă, ești nebun. Păi că mi-ești pula în becul tău. Mi-a dus un bec. Ia, nu ne auzi momental, ia. Ce păcat dacă nu mai vorbește, dar cu să fiu o seară blunat. Pă, capa. Eu... Și mâine nu mai intru. Pă, că mi-ești pula în becurile voastre. Bravo. Bravo, bă, bravo. Tu cum ai ajuns, mă, acolo? De ce te-ai aruncat? Aoleu, ce cui de-ai poziția? Da. Teo, capa face discriminări. Da. Face, mă? Face discriminări și bătaie de joc, le-am pus, nu zici nu, că nu mai vorbesc cu capa. De ce? A făcut discriminări. Ce discriminări? Ne-am pus să căutăm beacuri, să-i aducem beacuri lui, că vrea el beacuri. Am dat așa să câștigați 20 de mii. Eu am făcut o încereasă! Nu se poate! Am făcut că a fost o problemă. Hai și vă ducea pe voi. Vreau să văd dovedă. Vreau să văd dovedă. Dovedă. Poate îți dau și ție două palme. Hai, să dau un bandaj. Hai să văd. Beacuri. Bă, toată ziua nu mai e beacuri. Bă, că mi-și pula în beacuri. Nu știi că se bat o femeie. Am mai făcut-o în trecut. Nu mă băteam în posor mea că te bat. Hai, în spatele la magazin. Hai, nu te ține. N-am.
Bă, poate apuci de te-i de surmea, că e tipa. O apuc, o apuc de, de, nu mai zic atât. O fi așa mai nărăvat și a reușit să ia banii în locul meu, te eu tot te iubesc. Eu te iubesc, bă. Oh, hello. Mersi. Tu... Așa, bani de voi, Alexandra, acolo, Iza. Da? Am făcut cunoștință de dimineață. Italiene, tu să mă pupi în cu... Hai cu minte. Hai, bagă nasul, bagă nasul. Hai de capul meu. Măcar mergeți voi în spate sau undeva. Bă, tu zici că mâine nu poți să intri, nu? Da, frate, da. Eu... Când îmi opresc montajul, dacă e posibil să, nu știu, facem ceva acolo. Ce rău, mă? Ce rău? Mașina mea, unde e mașina? Așa... Bă, capa! Îmi dai și mie, zici... Vrei să știi o șmecherie? Știi cum mi-a luat în geraș mașina? Dacă îți dau, dacă vrei banii înapoi, nu să mai am bani cu o mașină din garaj că am. Au fost în cerul aici și au făcut-o praf. Mă, vere, ți-am dat 1000. Știu, dar nu. S-au văzut pe amenzi. S-a pus pe amenzi. Doamne, iată-mă. Nu, nu, pentru că eu efectiv nu pot să stau la un loc a, să folosesc cum... Ia du-te! Opa, scuze persoana că zici. Putu! Mă duc să-mi pun ochelarii. Mă duc să-mi iau ochelarii. Mexicane, calmează-te. Eu nu sunt felul de om. De ou. Bule. Ce mă duci să-mi cumpăr alți ochelari? Mă rog, îmi cumperi. Hai. Ce motor, uite-te așa. Nu știu. E pe roșu. Auzi, știi mă, tu ce faci? Bă! Știi filmul ăla cu motociclistul ăla în flăcări? Bă, dacă nu mă mai întorc întreagă, știți că mai părut. Ascultă, Ale, știi filmul ăla cu motociclistul ăla care mergea în flăcări, așa? Sper să nu fie mai. Ciao. Bună, bună. Ce faci, Izabela? La dumneavoastră. Bine, am revenit. Îți place motorul meu? Voi? Bine, ce să facem? Pierdem vremea. Hai mă, du-mă odată să-mi iau ochelarii. Rămânem aici. Ținte, fă. Păi ești la măta. Ești și mama unui măta, fă? Ba da, da. Gestul cultes. Hai de cap. Hai urcă, hai de jos. Hai urcă. Bună seara. Bună seara. Bună seara, bună seara. Aaa. Auzi, bă? Am plecat până albastru. Ia ăsta cu ochelari, bă. Bine. Bă, cum tare că vorbește băiatul cu tine. Ia zi, frate. Cum tare? Mâncați! Ochelarii aceștia? Nu dacă băleice, trăgă. Acuța! Nu stau, mă. Nu știu, nu-l cunosc. Nu-l cunosc, nu? Ce spui, mi? Măi, mi se zice mexicanul, nene. Mă? Mi se zice mexicanul. Mulțumesc, că zic, adică o seară frumoasă. Că mă tare, pe fiul drăcu, mă ta, acuța. Hai, bine, hai. Nu, nu mă cunosc. Să rămână! La revedere! Ancuța, ancuța, ancuța. Oh. Asta e Vic. Da, pe oricum așa spune. Îți dau dracu, ancuța. Ce dracu, mai am 1500 de lei toți banii, îți dau 500 de lei să îmbraci. Ce zgârșit ești. În puținul tău trebuia să-i dai și lui. Ai, dau maxim 1. De ce?
Am dat de cămătară, bă. Știi câți bani faci? Nu sunt de ales italiene, e pescarul să trebuiască să faci. Crede-mă pe cuvânt, zi-i banul tău. 8-8-4-9-4. Bă, Bogdan, am dat de cămătară, bă. Ăla era cămătarul? Da, 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 da. Nu cred. N-ai văzut că striga mâncuța? Păi am auzit că striga. Bă, da, era cămătară, era cămătară, era cămătară. Mulțumesc mult. Sunt și teroare, îi dau să mă armă. Bă, băieți, plec, vă las. Zi. Din pescar faci cel mai bine banii. Eu, când mă duc... Mai ilegalități. Eu, când mă duc la o tură de pescar, scot peste 100.000. Ce drag cu ilegalități, mă, italiene? Tu ai 20 de luni și vrei ilegalități să mai ai 20 de luni. Deși atent. Nu, ziceam că pe alte orașe mai mult se fac banii din ilegalități. Izabela, păi ce aici pe pescar? Nu ești, Iza, nu am dat de amcuța, de cămătarul. Tu ca să începi să ajungi să faci bani din ce zici tu acolo. Da. Am dat de cămătarul, de amcuța. E crede-mă, e cale lungă. Nici la 300 de luni. Am dat de amcuța, de cămătarul. Păi nu știu cine. E un tovarăș de-al meu care strig după numele lui Măsă. Dacă te pui ca lumea pe treabă... Crede-mă. Te-a drăut cu treaba cu el? E un băiat mai terminat, așa. Să investești în licență și undița și o barcă. Și o dubă. Da, și să așa de frece că l-am întâlnit și că poți să-mi bat iar joc de... Vă pup și ne vedem pe 27. Cum crezi tu? Să ai grijă de tine. Pa, mă! Să crești mic. Să crești înapoi. Mexicane, câte luni ai? 50. 50. Amândoi. Iza, ți-ai revenit? Da, gata. Hello. De ce? Nu întrebam. Ah, că ne-am găbit să dai bani. Hai că dau. Mă, dar tu numai pentru bani. Fii, contează. Mă, mâncăniță, mă, Donald Duck. Ce vrei, mă? Ia-o, am dat de cămătar, mă. De cine, mă? Ale, zile, cine-i cămătarul? Știi, bă, ce-am luat cămătarul? M-am terminat. Zile cine ești și le făceam? Ce-i făceam? Lasă-mă. Zile. Cum trebuie să știe toți terminații? Da zile, mă, și la oamenii ăștia, că-i neamuri de ale noastre. Păi, dar nu trebuie să știe toți terminații. Ha, mă, zile. Lasă-mă în pace. Dar zile, vele tu dacă ești fiert. Deci, fii atent. Cămătarul. Cămătarul de jumătate de oră. Deci, cămătarul a fost odată un băiat. Care? A fost odată. Care nu mai e. Așa, care la 12 ani, stați așa că vă bag pe aici pe telefon. La 12 ani ne povestea pe YouTube, aplicația YouTube, ce cărți a citit el în vacanță. Ce, mă? Ce carte a citit el în vacanță? Ce carte? A citit Framursul Polar. Stați așa. Gata, ascultați? Da. Deci acesta este cămătarul, care, gândiți-vă că el pe lumea asta este unul care vă înjură și vă ia toți morți în pulă, dar el pe partea altă sună ceva de genul. Sau da, toată lumea, numele este Gabi și bine v-a regăsit la un episod. Asta îmi face recenția cărții mele, a doua parte și a doua carte. Această carte este Framursul Polar, puteți să o vedeți aici. Da. Vreți să faceți cunoștință cu el? Kinder Bueno, mașinile de praf.
Da, pe mea să-și targă, bă, că nu mai repar. Tot așa-ți rămâne. Îi dau cheie, prieten. Vere, cred că tu strica motorul, bă, că nu pornește. Care mă, că a pornit? Auză-l. Vere, nu-ți pornește bolidul. Vere, hai să vedem dacă îl mai găsim. Dacă strici motorul... Aho, aho, nea infractorul, am venit să-ți dau omorul. Mâine anul se noiește și puranul se întărește. Și începe a rupe în două coaste, capete, buci și ouă. Bertică n-are școală, dar te bate de te omoară. Și o să ajungem colonei când o știi cât ori face 5 ori 3. Și o să ajungem capitani la anul și la mulți ani. Ia mai pulăniți, băi, flăcăi! Hei, 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 ăla e! S-a zis, bă. Salutare, frații mei, de pe Facebook, trebuie familiile voastre. Eu, ce să fac bine cu combinații prin țări străine, prin astea, nu mă credeți, ia uitați și pe aici, oh, da, 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 să fac familia mea, dacă la aici, și iar voi mai vedeți de adevărat, vorbe de adevărat, te uzi. Ce faci, bă, ai greșit, ți-ai... Uiți-ți spadaria. Da, mă, toată lumea știe ție panaramele. Tu. Nu mă știu mai repede. Fii atent, fata de 12 ani. Care face de-astea pe site? Da, mai să nu-l supărăm pe Teo. Din greșeala, sorry. Mă duc să-mi iau mașina, vine repede. Mai mult-o cu tine, mai mult! Ia ascultați că mi-a dat un mesaj vocal. Ia. Nu se aude. E, ba, pula. Mai mult o cu tine vorbe, te pui mai fac, unde cred că plec cu Mati? Nu, a zis dă-mă ta? Șucarule, șucarule, elegantule, zâna mea pupață, ești buzăre. Domnul tău! Hai, dă-i de aici. Iza? Da? A plecat fără tine, ești. A plecat? Ăștia, a plecat. Eu merg la baia. Pișare în gât. Opa, scuze. Au. N-am vrut. Îmi pare scuze. Nu, mă încercă cât te deșel. Mai mult-o cu tine. Ciprina să-ți iau mama în pulă. Aici trebuie să-ți scăp Bogdan. Pe lume e tot plătă, fără tine nu pot
să ce faci? Eu? Am venit la operație. Uita. Sunteți operat? Da, la operație. Unde? La operație. La o? La operație. Păi da, sunteți operat? Da, sunt operat la operație, n-auzi? Eu cred că n-ați înțeles întrebarea, în care e zona corpului, la pula, la piept, la... Hei, vorbește frumos, animalule. Da, am vorbit frumos. Ia uite, bă, frate. Poți, mătii, o garaj până la aparat. Da și mătii. Isa? Da. Ai să-i dai și tu un bandaj lui Milogol. Așa sunt. Hai că am. Na, ia de la domnișoară. Sugaci. Da, nu. L-am găsit. S-a luat după mine cu ciopărul nebun. Eu m-am luat după tine? Da. Păi când aveam eu ciopărul ăsta, tu nici nu erai pe țeavă în orașul ăsta, fiule. Păi vina mea că nu te-am mai văzut acum cu el? Păi da. Nu e vina ta că nu m-ai mai văzut cu el, dar... Vezi dacă vorbești înainte să cunoști? Ești tu acum. Și vezi că... E puțin mai fiță al meu decât al tău, nu știu cum să-ți povestesc. Care mai fiță, că pentru cluburi de motocicli și Harley-urile sunt cele mai șmechere. Și ăla câți bani ai dat pe ăla? Păi dar nu contează prețul, contează calitatea. Păi și ți se pare că ăsta nu e mai calitativ ca ăla? Nu știu, pentru așa nu știu. Bă, men, tu ce vrei să cărezi aici, mă? Hmm? Eu măcar n-am cu condus. Te-am prins aici. Sora, băs! Mexicanul. Nu știu, mă, zici că nu suntem frați, așa-i? Jur. N-ai, el suferă de... autism și... Da. Ești, ești spața! Putu-ți, morți! Gata-i, pula! Vin aici! Vin aici, putu-ți, morți! Stai, mă! Luați-l, mă! Luați-l după mine, luați-l după mine, luați-l! Iza, ajută-mă! Dă-te! Aha, ți-am dat pe aici! Și-o pe aici și glumea, agitată. Ești, ești, spata! Presesc cu cine ține viet. Ai luat? Pune-i des. Aia, că nu pot să-l... Ești! Bă. O, fă și tu. Da, mă, Teo, ce mai facem? Hai să mergem la o băută toți. La rulotă, nu? Haide, vă duceți, vă schimbați toți de hainele astea. Și ne vedem la rulotă. Ce rulotă? Stai. Știu restul de oameni mexicane. Hai cu noi. Mi... Vino după ce mine. Ce mexican nu mai fost? Vin să te iau imediat. Bă. Vino cu mine că suntem cu două mașini. Păi Iza nu ia mă nimeni.
seara. Ce faci? Am oprit pontajul. Ah, trebuie oprit. Hai să ne îmbrăcăm. N-avem bani la țigări. Da, șefule. Dă-mă, dă-mă pizdel că n-am timp. Ce? Ce, mă? Ce blangiu ești, coaie. De ce? Îi arăta muie. Bună seara. O seara, bună seara. Hai să trăiești. Tada, v-ați făcut ceva? Maxim Hain. Ne uităm. Înțeles. Să vă duc după aici la casă cu ele să le... Da, da. 5 euro. Nu știu, dracu, mă. Mai fi nepoliticos. Ia, da, și fără. Lasă că ieșim noi de aici. Da, unul, mă meni, nu mai vreau să ies în magazin. Se amână pe care mergem la Cancio. Ce, pula, da? Ce? Da, nu, schimbați-vă în... Ah, ok. Poți să te dai, te rog. Da, chiar, te rog. Mulțumesc. Mulțumim. Să stea în gât. Deci ne vedem la rulota? Ce, mă? Înțeleg. Zic că nu mai înțelegem. Aole. Mă, nene, mâncați și plata, poți să nu mai plutești, că în ce șos mă schimb? Hai, mă, mă. N-am văzut, scuze. Scuze, cu rugă, dacă erai pe asta. Oh, ok. Ah, ok. Salut. Vă ocupați doi? Ok, să nu pe saldo. Dă-te, mă, mâncați și văd că ești al doilea care te pui în față. Mexicane, te aștept afară, bă. Dar nu văd ăla, mă, drag. Uite, mă, mâncă-ți la ta. Ce dai, mă? Ales să-ți schimbi raionul, tricou. De ce? Ești mai cu goluri de fel. A, acolo, da, hai, da, nu da, că da. E la foame. Nu, că la noi ne foame mare. La tine? Ia, tașu. Te-am zis, mă, ce aș fac? Te-am, mama, drag. Fă să-i zici numai. Băi, mexican, de ce pantalon ți-ai luat pe tine? Na, mă, altceva, mâncați aici plata ca o duci plata de oră. Deci că sunt homosexual dintre ăla. Ală. Na. Aolo. A rămas cu pinci în picioare. A, culeg. Gata. Hai, mă, dă-i.
Vreți să mergem cu motoarele? Ha, dar tu de ce te plăci, mă, mă rog, mai nu știu, mai... Tot de MC, știi? Bă, asta merge, ca MC. La mine? Sunt mai eu, numai că n-am Vespa, nu, la mine zic. La mine mergi? Da, bas, ca aia nu merge. Ia, lasă-mă, dracu, mă, ce, mă. Dar nu mai zic pe dronă, bă. Bine. Da, și dacă se face, se poate sancționa, știi, adică... Mă, grinci, nu... Nu știu, dar... Supărări dincolo, gen. Nu mă interesează. Oh, te mă dă peste oameni. Tu l-ai lovit cu ușa. Păi și ce? Ești bine, părule? E bine. N-are, bă, că ești neau de chior, nu vezi? Vezi că trebuie să dăm o leacă pe la service. Să mă aștept, că nu am 15 secunde pot. Trebuie să merg pe la service. Da, hai, du-te și hai aici înapoi. Bine. V-am furat deja pe zi, deci mai aveți de ce să faceți griji. Bogdane, mâncați-i și pula ta. Uite de pe transmisiune. Eu? Toată soa cu motoare, o tonă de motoare, de la soa. Ia să-ți văd. Pe unde erau? Păi să aici, la service, unde m-am dus eu. Ah. Oh, tot respectul, domnul. Salut, salut, să trăiești. M-a saltat unul cu respect, mâncați-și gratul mai că m-am plin cu motorul. Ia uite. Scărțescu, ești bine, mă? Salut, ce? Nu, nu vă vreau cu colegul meu. Cum, mă? N-ai bani, dracu. Un milion. A, pică, e, pică. M-au zis băieții, e de la mine sau pică oraș? Nu, pică. A. Stai, vezi că trebuie să mă urc puțin, că să mă dezmorțesc și cobor imediat. Domba. Pică, mă? Da, pică. Ia, gata, gata. Nu, încă e. Nu, gata, și-a revenit. Și-a revenit. Hai, vă, salut, băieți, cu respect. Salut. Hai, că trebuie. Nu mai pleacă motorul, dă blog, mi s-a blocat atunci. Gata, ne-a plecat. Să trăiți, băieți, să trăiți. Tipul ăștia, mă, că ți-și plata. Ulu, uite-i. Aolo, cătiși pula ta, uite cât de frumos sunt. Aia nu-s din soa, dar... E so fun, gen, mamă. Mâncați-și pula ta. Nu, important să o conversați. Bogdane, uite-te în spate, bă, că imediat ias. Ai văzut? Aia ce erau? Da. Nu știu cu aia, dar tu știi cum s-au văzut, erau toți în spatele tău. Știu, am văzut.
Nu mai am benzină. Hai, vad. Ha. Bă! La mine nu s-a văzut mâncațeși. Mi-am făcut și mie fulul la motor. Ce te fac, mă? Fulul la motor. Da, mă, stai. Mersi. Bă, dar îți dau bani, stai, vin aici. Dă-mi cash. Uite, bă, ăsta e Robert. Ce faci, Bogdan? Bogdan. Băi, ăsta de la voi, de la Ganșu. Mexican. N-are, măi, turc. Aude-mi gură ăsta. N-am cash, bă, numai card. Fă-mi acolo. Poți să plătești cu cardul, gen. Fă full-ul. Poți, poți. Nu cred că pot eu să ți-l fac. Ba da, poți, poți. Nu poți de aici. Nu pot. Ba da, nu pot. Ce faci, mă, Mike? Zi-mi banul. Zi-mă, căministule. De ce vorbești, mă, șeptanul? Zi-mă, căministule. 8-6-7-8-0. Mănânc, cum iau o potată? Adu-mi și mie 3-3 și vorbim mai târziu. Lasă, te fac și mie 3. Potată la mort. 3-3, băga-mi și pula în familie și morții. Bagă-ți, bă. Băga-mi și pula morții mei, am bază scot mașină și tu îmi zici mie pe cuvântul. Bravo, mai și zic mai 5, de mort mai 5 de la de mama, ai putut-o și pe mama, bravo. Ești cineva. Hai că mă pun pe plâns. Asta trebuie să-și repare motorul și tu mă întreb pe mine dacă am 500. Iau, nu. Bă, Bogdan, dar ce mafie erau aia? Nu știu, nu știu ce MC. Uai de pula mea. Și e prima dată când îi văd cu aia, cred că-s noi. Mm. Și uite cât ies. Numai dacă îmi zici bani. Mersi. Mersi. Păi ai dat tu, mă? E dat tu? Ce? Bani. Nu. Păi nicio, și-o zis mersi și-o plecat. Dracu. Dar pun puțin. Bă, Bogdane. Bogdan. Dacă pun câte puțin din fiecare muzică, se ia copyright? Zi-mă. Salut, băie, salut. Bogdane, ce ai făcut, mă? Nu știu, picase orașul puțin. Dacă pun câte puțin din fiecare să mai ia? Maxim 9 secunde. Bine. Ia uita. Fac o clipe mensa asta se mă vei. Alo, da. Unde sunteți, mă? Pe autostrăișă. Hai, la rulotă. Acum venim. Mai rapid. Mhm. Hai, pa. Pa. Ce faci, mă, idiotule? Bine, mă. Nu mai merge?
Ia uitați ce avem noi aici. Bună ziua, la jandarmerie, vă deranjează. Ce faceți aici? Nu faci nimic, sunt liniștit. Ce faceți, mă, negrilor? Uite ce bască și-o pus. Ascult. Te potrivește bine. Nu mă trivește bine. Ezra. Ce sunt spurate pe tine. Ia, dar de ce? Treaba mea. Să nu mă întreb. Ascult. Dacă tot e parchetul ăsta aici. Salut, salut. 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 Mă, da. Ce faci, bă, Mike? Mai zi-o, da. Bogdan. Adi. Nu știu eu mai bine decât tine. Bine că nu mi-ai zis Cristi de tata sau. Pe tine cum te cheamă, mă? Pe mine? Care să știi? Da. Un buletin sau o poreclă? Un buletin. Bezea că mă taru. Ai, domnule, dracu, că mă taru. Auzi, Lel, că mă taru. Care-i mă, că mă taru? Mexicanul, îmi cheamă că mă taru un buletin. Tu ai făcut ăla, mă? Nu. Cine l-a făcut? Nu știu. Ai văzut tu, bravo, să nu vadă alții, mai important. Mă, vere. Cum mă să scrici că oaie foarte serios, să fie la fel de serios cum ai scris tu, nu? M-a grăbit. Da-te mai încolo. Ia, dar vine că tu știi că îmi grăbine grasul. Mă vere. Da, haide, pune. Mă vere. Noi, bă, italianul era mă la discotea iPhone 15 Pro Max. Da. Eu scot maxim că 1310. Bă, dar tu ocupi toată salteaua, ia du-te de aici. Hop. Hai, zi-mă grasul că ai loc. Vreau să stau singură. Mult noroc că a venit primul aici. Femeia e bătrână, hai du-te de aici. Te-s mai bătrân ca tine. Când i-am zis acum ce minute să ducă să-și iau un scaun din garaj. Ia stai că mă să-i fac simplu ăla, mă să-i fac simplu locomotor. Mă vere viață de motociclist. Spia-i, mă. Da, vei că, bă, voi cu motoarele blocați intrarea în curte, bă. Că mai și pe curte, ta. Ia, uite-i drag pe platul spațiu. Ia. Mi-ai făcut loc mie, de fapt, bă, da. Stau și aici. Stau și jos. Nu. Nu mă dau, mă duci la mec. Jos. Nu mă dau, mă duci la mec. Ia uite, m-a făcut...
Azi dă-te jos. Bun. Că m-ai făcut să rup scaunul. Stai că-l repariu. Ce mă cu televizorul tău, tu-s televizorul tău? Opa, și ce faci? Nu ia vino să bagi la televizor acum. Vino să bagi pe aia la televizor. Merg. Că s-ar putea să meargă. Ia stai, ia să vedem. Mă vere. Opa, așa. Șobolan cu pula sculat. Femeie nu mai te pune ca mine. O pun cum vreau eu. Te aude, mă? Ești nefințită? Nu, că te spui. De uite, așa vreau să stau. Care-i problema? Poate și eu vreau să stau ca cine. Deci că ești patron, băi. De unde știi tu că nu sunt? Ce l-ai lăsat să-și ia basca aia în cap? Ia bă, ce ți-vă dracu? Eu l-am așteptat afară. Ah. Nu erați cu el înăuntru. După aia am plecat. Am plecat înaintea voastră. Eu nu l-am mai văzut că m-am dus la casă. 10.000 și mă dau jos. A, da? Uite-te, mă. Lasă-mă, că ne-o dat nouă câte 20.000. Că voi dați poți testare. Lasă-mă jos. Ia stai aici pe... Hai stai aici, bă, mă. Bă, bă, bă! Te pune de acolo în colț. Mă, veri. Acolo, pe unde trec în Dacia, auzi? Nu așa. Ia acum de aici. Îți dau o flic, mă. Bip, bip. Opa. Ia stai că muzic frumos. Stai, mă, băgați pe ăla, mă. Bă, bă. Dacă eram furat, adică... cineva putea să fie ăștia pe aici și cu tancurile, că nu mă vedea ală. Zicane, tu te zici. Adi? Asta bubuie, mă? N-am rățiune nimic. Da. Sari un pic, acai gumă. Mă, butelia asta bubuie, mă? Nu, mă, e făcută din titan. Așa, doamne, ajută. Bă, nu mai zic. Bă, ajută. Ce să zic, că ți-am zis de vreo 4 ori să sari. Bă, adică apoară! Ai de o grămadă de ori până atunci, și eu și capa. Pune mă mâna. Dai ca asta încerc. Te mă că-l ia mea. Iartă. Te mă, de aici că-i datoria mea să nu mă. Ui, doamne. Pa ce doamne e fără mine? De te pui pe mine, te bat. Mă, tău. Țăranul, dracu. Mi-e frălocul de parcă. Hai, mă, bandaje. Se aude, mă? Nu. E bandaje, mă? Mexicane. Bandaje, mexicane. Bă, îți rog capul. Eu oricum. Zic la mama după. Nu, că tu mă jefuiești. Bă, bezea. Am urcă. Să-ți arăt cu filmare, că ori veni niște băieți aseară să ne facă un dans și i-am filmat cu telefon. Mamă, urcă! Tu îți ceam pata. Eu nu te fut în cur, nu te mai dezbrăca. Mamă, ce vrei, Michel? Ce vrei, mă? Urcă! Hai, care câștigă a 20.000? Mă, ești Michel? Le dau clar jos. Da, mă, că mă apără partea greșită. Stai, mă, pauză. Pauză. Terminați, vă n-auziți? De ce, mă? Termină-te. Noi, ce faceți, mă? L-am culcat. Auzi că mă bate, mă. Vreau 20.000. Cine e? De Mexic.
Ai mexican! Dă-mi 20 de lei, cum aborăm? Mexicanul, Alexandra și iubitul Alexandrei în garaj. N-am bătut să căca pe mine. Ambelii pula ăștia rău, mă, tăie capul la puțin. Prezent. Movere. Eu am zis. Ultimele cuvinte? Deci, în primul rând, să vă zic, deci am copii acasă, doi copii, unul Pablo și unul Alexe, deci vor... Dați-vă mai așa, că vreau să vă șoptesc ceva. Ce să fac? Să rămâi mai aproape de mine. Bă, fii atent, eu de ieri mă gândeam la treaba asta, pentru că... Am prins așa, trăgantă, mexicanul, italianul în mare parte și voi doi v-am zis că îmi păreți super ok și n-am o problemă cu voi. Și mă gândeam eu la niște treburi. Nu te-ai capul la toți. Aolo! Taci, mă! În primul rând, ce o să fac acum e așa. O să vă urc alături de noi, pentru că oricum... Vă luăm după noi la caterincă, la astea, la etc. Asta în primul rând. Dar vreau să știți de acum că or să fie mici interdicții pe care voi le veți avea din cauza lunilor pe care voi... Refuzăm? Da. Refuzăm? Nu știu ce să facem. Eu zic că dacă vreau țălără de la sâmbătă. Hai să refuzăm. Și zicem că eu știam din umbră. Nu putem toți trăi deodată. Da. N-aveți nici lunile de pește, din câte știu eu. Eu le-am. Mexicane, tu nu săptămâna asta. Săptămâna asta te iert de task-ul ăla, dar tu de săptămâna viitoare o să ai task-ul ăla activ. Ce task? Pentru că ai 70.000 pe săptămână, la fiecare ședință. Pentru că ai lunile de pește. Ai lunile de pește. Și cum să vă zic, că am o undiță, dar mi-e stricat rău totuși. Că nu, că glumea așa, mă duc să pescuiesc. Ok, înțeles. Așa. Voi doi automat nu o să plătiți acel task. Dar ce rugăminte am la voi în perioada asta până mai căpătați niște luni, vreau să-l ajutați foarte mult pe capa cu gunshot-ul, pentru că automat dacă vă iau pe voi de acolo o să rămână un gol acolo la gunshot pe care nu vreau să-l las, că abia a prins culoare gunshot-ul ăla cu voi acolo, știi? Da, și noi să plecăm seara să, uite, venim aici la rulotă, aici să stau, să căcat, să molăz, așa, bă, eu chiar sper că iau decizia corectă și că o să fie ok. Fii atent, pot să-ți propun ceva? Ia, propun. Ca să fie bine și pentru noi și pentru tine, eu zic să mai stăm aici până când facem măcar orele de pește, ca să te putem ajuta și cu banii. Și așa, automat, nu, de venit aici venim așa în umbră, încă 2-3 zile până facem astea, știi? Eu zic că e mai simplu așa. Legat de banii de task-ul ăla săptămânal, ăia nu vin numai la Teo, ăla e pentru fondul familiei. Stai, da, știu asta. Fii atent care e faza, noi nu stăm în task-ul ăla, înțelegi? Task-ul ăla intră la fondul familiei, nu mă grăbesc cu el, singurul eveniment pe care o să-l facem e o tombolă, adică nu stau într-o săptămână de bani, nu e gen. Ca să vă explic și regulile de bază la noi aici sus, ca să nu... Știu că n-a fost cazul cu voi, sper din tot sufletul să nu fie cazul, dar e de datoria mea să vă explic regulile noastre de bază. Treaba stă în felul următor. În primul rând... Văzut că se poate face caterincă și fără troll, la mexicanul încă am semne de întrebare. Auză. Așa.
Ideea e în felul următor. Ideea e în felul următor. Sunt de mult timp în orașul ăsta și am văzut multe... Băi, stai puțin. Verifică. Mă duc și doar investigă. E autobuz aici în stație. Da, nu, când bătem. Păi șoptim, șoptim, nu e problema. Am văzut multe cazuri care mă fac să nu mai accept treaba asta. Nu accept sub nicio formă troll. Caterin, că putem să facem și fără să facem troll. Ai văzut și tu că nu suntem ăia care, ce, mă, nu facem Caterin, că nu pula mea. Și hai să-ți explic de ce nu accept trollul. Pentru că noi, ca și familie, având destul de multă experiență în oraș și destul de multe conexiuni, vrem să facem alte chestii. Nu vreau să facem doar patrulă, evenimente și gunshop și aici rulotă. Înțelegi? La un moment dat ar interveni monotonia. Drept urmare, noi când o să mai căpătăm... Întrebare. Vino la rulotă. Întrebare. Lasă-mă să termin tot cap-coadă. Bine. Și după aia, dacă aveți întrebări, le stabil. Treaba asta în felul următor. Vi le zic direct pe etape ca să nu trebuiască să le zic și după aia să le repeti pe etape. Exact. Prima etapă e în felul următor. Noi o să facem niște antrenamente. Aceste antrenamente, ele vor avea tot așa trei etape. Dar în prima fază facem niște antrenamente și în paralel cu antrenamentele alea, după vreo săptămână, să zic, de antrenamente așa, cel mai probabil o să dăm drumul și la niște bătăi cu razia. Asta o să o facem... Asta e clar, mulți dintre voi nu aveți lunile, nu o să vă cer ceva ce nu puteți să faceți de acum. Dar antrenamentele astea se pot face și o să le facem. După ce merge bine cu antrenamentele și bătaia cu razia, o să ajungem să dăm niște răpiri. Răpirile astea se vor face destul de des când noi vom fi pregătiți pentru ele. Pentru că știu 100% că știți ce obținem de la răpirile alea. Bun. Obținem niște sticuri. Sticurile alea, o parte din ele o să le vindem, o parte din ele o să le ținem. De ce le vindem? Nu luăm foarte mulți bani pe ele, dar ne oferă nouă, ca și familie, niște oportunități de colaborări și cunoștințe, contacte. Eu pe asta încerc să mă... Te bazez pe pula mea, tu. Etapă ar fi să începem să încercăm să dăm biju. Biju știți și voi că e greu și că are șanse de reușită multe, mică. Dar cu antrenament și niște disciplină între noi, nimic nu e imposibil. Adică o vestă nu are cum să ne oprească să facem toate treburile astea. Astea sunt chestii pe care oricum le facem în timp. Dar am explicat de acum treaba asta ca să înțelegeți care e scopul nostru, spre ce ne îndreptăm noi, de ce nu permitem anumite chestii. Spune mexicane că fierbi să moară mama. Deci fii atent. Noi le mai avem cu familiile cu așa că... Suntem experimentați în domeniu. Puteți să zice... tot. Așa. Și mâncați și pula ta, dă-mi un avi pe mână, că ți-i culpă pe toți. Dă sus. Da, fratelor, exact despre... despre asta zic, nu știu, acum îți dai seama că nu știu ce experiențe și ce astea aveți voi. Eventuală carabine. Dar în prima fază, ascultă-mă, mexicane, că bag bâlșca în tine. Gata. În prima fază, voi mi-ați dat un vibe de oameni serioși, pe care să... care merită să iai lângă tine, înțelegi? Da. Sper să nu mă înșel și sper să fie și așa pe viitor. Voi oricum acum aveți oportunitatea de a urca între noi. V-am zis ce scopuri avem noi. Nu o să existe monotonie aici. Nu o să ne oprească o vestă să facem chestii. Noi în trecut am fost oficială. Am plecat din oraș și am luat decizia singur de a ne închide afacerea. Nu ne-a închis nimeni afacerea. Drept urmare, am venit cu niște cunoștințe în spate. De-aia ne permitem să facem toate chestiile astea. Cam asta ar fi pe partea asta. Ce trebuie voi să vă focusați de acum încolo? O perioadă de timp, până căpătați niște luni, este gunshop-ul ăla și să-l ajutați pe capa cu gunshop-ul ăla.
În altă ordine de idei, automat vă puteți da drumul să vă aduceți colaboratori. Doar că să țineți și voi câte luni aveți pentru voi. Adică să nu afle câte luni aveți, că... Na. Voi îmi dați așa mie vibe că multe chestii nu trebuie să vi le explic, că le știți, dar na, e datoria mea până la urmă. Normal, da? Să le explici, da. Asta zic, asta zic. Deci, atât, două chestii sunt foarte importante la noi aici ca și reguli. Una, nu se acceptă trollul. Și a doua, dacă unul trage la căruță, toți la căruță. Nu se va întâmpla ca cinci să muncească și doi să stea pe spate. Înțelegi? Mi se pare normal. Cam astea sunt regulile noastre. Cam asta vrea să facă familia asta de acum încolo. Dacă voi vreți, vă las pe toți trei să vorbiți 3, 4, 5 minute cât aveți nevoie și să-mi dați un răspuns dacă vreți să fiți cu noi. Să fim cu voi? Tu ești prost. Nu mă lasă, mă, că m-am prins, mă, Bogdane, dar fii atent. Ne lăsați pe ce să vorbim? Pe asta vă zis. Păi da, în 6 ori, nu 20. Da, mă. Bun, hai. Mă, bere. Ce facem? Bogdane? Nu știu ce să... Cum fii atent. O dau pe lumea asta ca să le explic. Stai. Problema aia mea cu creierul. Nu le explici, tu deci fiți atenți. Rămâneți voi aici. Rămâneți voi la Gun Shop. Și mă duc eu să mă sacrific pe teren. Rămâneți voi la Gun Shop și mă duc eu, că tu ai probleme la creier și... Ale păi să rămână lângă tine. Nu le zici, le zici că vrei să rămână la Gun Shop. Nu, ascultă, nu te duc. Eu pot să fiu un pic să numai pe te rog. Teo, lasă-mă că zic direct. Teo, vezi că... Plic la mine înainte, stai un pic. Bine. Problema la mine e următoarea. Trebuie să înțelegi un pic cum ar veni să te gândești că vorbesc mai în paleto. Eu am niște probleme la creier și trebuie să-mi fac transplant, dacă înțelegi ce zic. Eu dacă intru acum, în orice acțiune m-ar băga, o să mi se oprească creierul, cel mai probabil. Fratelor, eu, ca să zic personal și strict de tine și de... Da. Pe voi acum eu vă vreau aproape de mine pentru simplu fapt că îmi păreți oameni de cuvânt. Eu n-am nevoie de voi pentru mine acum. Eu am nevoie să duc aproape de mine, să aduc oameni lângă mine cu care știu că sunt capabili să înțeleagă ce zic, care știu că sunt capabili să înțeleagă orașul ăsta în așa natură, încât să nu își dorească să fie șmecheri în interior și să facă căcaturi în interior ca să se simtă ei șmecheri. Am nevoie să aduc oameni lângă mine care înțeleg ce e important. Ca noi să fim cât mai uniți și să fim șmecheri în exterior. Înțelegi? Știu ce zici, numai că eu ziceam că, uite, de exemplu, dacă o să fim la un task, de exemplu, trebuie să te aștepți să nu mai mă auzi și să nu mai mă vezi random. Da, fratelu, și Isabela are aceeași problemă cu creierul. Da, și crede-mă că e mult mai gravă ca a ta. Înțelegi? Da, Isabela nici măcar n-are cum să încerce să vină la acele chestii. Da. Înțelegi? Din cauza creierului. Adică să vă zic o chestie de acum, ca să o înțelegeți. Niciodată nu o să mă supăr sau niciodată nu o să fiți trași la răspundere pe ceea ce se întâmplă în paletul. Înțelegi? Am și eu o vârstă și sunt capabil să înțeleg ce e paletul și ce e orașul ăsta. Atâta timp cât voi sunteți oamenii care mi-ați dat impresia că sunteți de la bun început, atunci îți garantez eu că o să ne înțelegem minunat. Pentru că tocmai de asta vă dau oportunitatea asta și vreau să fiți lângă mine. Atunci o să fiu. Perfect. Chestia asta e valabilă și pentru italianul, că ți-a zis de mexicanul și italianul, am prins drag de ei de a doua zi când i-am văzut la Ganshop, jur. Dar mexicane, eu știu că ți-am mai zis în trecut. Vreau să
ne înțelegem la o chestie. Vreau când e treaba serioasă să fie treaba serioasă, da? Nu, asta să... e rugămintea mea față de tine. Puteți să-l întrebați și pe Bogdan, când e vorba de seriozitate, sunt serios. Vorbește-mi cu poți, vorbește-mi cu Teo, că e fula mea. Bun, deci așa facem. Am rugămintea la voi atât, să-l ajutați pe capa cu ganșul în continuare, că o să lăsăm un gol acolo, da? Normal, pe oricum n-avem ceva ce altceva momentan. Asta zic, asta zic. O să stăm acolo toată ziua, ca și acum, că da. Da, da. Și altă chestie, că eu am chestia asta de observ și înțeleg ce se zice. A zis mexicanul mai devreme de navi. Până la navi trebuie să avem puțină răbdare, să știți. Da, da, știu. Asta vă zic. Orașul ăsta ține de răbdare. Și sincer, la tine, Alexandra, și la tine, n-am nicio problemă. Știu, mi-ați dat de la bun înțeles că puteți să aveți răbdarea necesară, da, dar la mexican o să moară familia mea. Băgați-i pula mea răbdare. Crede-mă că ăsta e băgat în priză. Da, fratele, asta e chestia. Eu vreau să ajung cu băieții ăștia, bine cu băieții ăștia, cu cei care o să rămână și cei care mi înțeleg ceea ce vreau eu să fac. Vreau să vadă tot orașul ăsta că nu ține de o vestă pe tine. Dacă tu înveți să te bați puțin inteligent și nu te bați ca un robot efectiv, atunci ai șanse la fel de egale ca și ea. Doar că na, e mai greu și îți trebuie niște disciplină. Și sincer să zic, sunteți câteva persoane în afară de mexicanul pe care mă bazez că o să mă ajutați cu treaba asta. Bineînțeles. Asta zic. Eu cel puțin în genul de om care când se implică în ceva, se implică 100% și de tot. Fel și eu. Mă, chiar sper asta pentru că și eu sunt la fel. Eu, dacă vreți să vă zic povestea mea, cum am ajuns și eu să am familia asta, vă cruciți prin câte căcaturi și cât am răbdat ca să rămân cu băieții ăștia. Sunt loial până măduva oaselor eu. Eu de la 10 luni am ajuns lângă băieții ăștia și am 2000, stai așa că zic, 2348 de luni și eu n-am pus piciorul în altă parte niciodată. Și am tras doar cu familia asta. Au fost momente când eu eram singurul care muncea pe toate părțile. Ganșo, pe evenimente, a avut grijă de băieți. La fel am fost și eu. Întreabă-l cu mexicanul ce am pățit dincolo. Că... asta zic, asta zic. Adică dacă veniți aici, vă garantez eu că nu o să se pună niciodată vorba să fie muncit degeaba. Înțelegi? Da. Bun, băieți. Eu o să mă ocup acum imediat de gradele voastre. Haide-mă, veniți-ne într-un garaj aici și felicitați-i pe băieți că sunt cu noi. Sunt bapul. Ce entuziasmat e Dark, sunt bapul. Da, mai are un pic și de suflarea. Să mergești pe Dark. Să mă împaci. Ce ai zis, mă? Mamă. Ce ți-i omulești? Tu nu primești droguri. Hai, unul de unul, dar cu beze. Hai! Nu, dar nu știu vreodată tot. Care e bezea, droguri eu nu-ți dau, îți dau oricine, îți dau oricine de ce eu nu-ți dau. Mă, fă pași. Ce-ai zis, mă? Vrei să dau cutia asta în cap? Mamă, stai așa cum mă tai, stai așa cum mă tai. Băi, îi dau cu asta în cap. A, oh, bă, cum ești... Benzea, dar vreau și eu să văd. Să vezi căcatul? Da. Hai cu mine. Hai cu bă ăsta să crace, hai. Mă, stai bă, stai. Ce? Hai bă. Stai bă. Hai mă. Stai. Hai că-ți arăt băia dacă nu știu unde, hai la băia. Nu mă, că vreau să mă arăt pe-un casă. Hai mă, că-ți arăt tu cum faci. Stai, bă. Bă, aici e, mă. Dați-vă, bă, că mă cam cu familie. Bă, vine aici după mine, că știu eu cum să te urci. Aici. Mamă. Bă, handicapatule. Hai, bă, că mă tai. Fiate, nu flexezi nici tu, nu mai te duci. S-a bășit mexicanul la mine în față. Mexicanul așteaptă.
Ce faci, mă, Ben? Ai greșit rulota. Nu, frate, vorbeam la telefon. Bă, și n-am apucat să prind pe cameră. Gata, om, am căcat. Bă, vorbește cu n-am reușit primul. Am scăpat țiganul în puț. Care s-a bășit ca capatul ăla la mine în față. Gura mătii de mustăcios, că acum ai fut un picior în gură. Mă, plecă de aici că te bat. Pe oia are treabă, cred. Nu, ești la alții fericit, eu supăra că m-am stat în grad. Ce, mă? Ești retardat? Tu te, mă, dracu. De ce e, Chris? Lasă-mă și tu în pace. Si, mă. Nu zic. Că trebuie să-ți faci acum singur banii? Nu, mă. E, nu. Bă, bă, dă-te-o la salariul, fii atent. Îl mai primești dacă e? Îl dai, că n-am stăt o gale pe mă dă-și așa. Bă, vin cu tău și vedem ce zice. Bă, bă, știi ce fac ca pară, mă? Să-mi bă, pe oameni din Bogdan. Prostul dracu. Tarseu, Garden, n-au voi? Eu? M-au zis? Și o întrebare. Spune. Ce tu capa prima? Nu, eu n-am întrebare. Zi tu. Eu și Bogdan mai primim banii pe montaj. Da, și Felicii că nu întreba la fel. Că ne trebuie da, mă, și da, nouă da, undice. Nu. Stai așa. Evident că veți primi și chiar și mexicanul va primi banii. Da, păi voi. Deci... Stai puțin. Deci ați primit gradele. Vreau să vă completați datele necesare, dar vreau la luni să puneți 100. Ok. Și pe restul e canca. Da. Bun, da. Cu italianul? Italianul aștepta să se întoarcă în oraș și va primi aceeași oportunitate. Nu pot să mă întorc la Gun Shop. Băi, care este mă treaba asta? Eu ăla. Dă-i. De ce mexican? Băi, dar cum așa, fără salarii și... Păi știi, vă să mai repede ca mine, că ăștia nu-mi jucat 50 de ori în oră și nu-i corect. Da, mă, dar pe spatele tău i-am avansat, vezi? A, păi și eu carpații spatele meu, dar nu-mi place așa. Nu, mă, glumesc. Nu, dacă nu... Vedeam că sunt ce trebuie, nu primeau. Pe voi, pe tine și pe italianul, sincer, mă gândeam să vă aduc lângă noi de când v-am pus supervizori. Înțelegi? Dar am zis să vă mai las acolo. Ce a vorbit cu tine? Eu m-am întrebat de oportunitate la birouri. Și de mă, mexicanul? Da, și italianul. Ia uzi. Bun, completați-vă datele necesare. Ce dat? Și pe aplicație acolo, Vere. Băi, Vere, mai taci, nu mai întrerupe omul. Și după aia, dacă vreți, puteți să mergeți să vă puneți și voi uniforma asta pe voi. Felicitări și bine ați venit. Mulțumim. Mă, Vere. Mateo. Tu ai făcut prezentarea aia. Care prezentare, sora mea? Aditus, ceapa ta. Nu, capa la... Da, da. Why? Eu nu am acces să scriu acolo. Pe date necesare? Da. N-are cum. Și mie n-are... nu merge. Da, așa că verificam. Ia, comportă-te frumos. Comportă-te frumos. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara.
eu? Te uită puțin pe aplicație. Încercați să... Hai cu mine, Teo. Imediat. Da, da, da. Închideți aplicația și deschideți-o iar, că teoretic n-ar fi problema. Ah, ok. Revin. Bravo, Mexicale, bravo. Te-ai comportat frumos. Da. Yeah. Povere. Bravo. Păi, dar cine... Mine încă am văzut mașina aia de 5 ori și încă mă uimește. Încă nu știi cine e omul ăla? Nu. Adia, spune tu. Mă, Coaie. Ăsta încă nu știe cine-i. Nu știu, Coaie, cine e. Cine e, mă, Măcăniță? Băi, ești prost, nu mai zi asta, e fostul lider. Ăla-i Santo? Ăla-i Santo. Da, ce ah. Mașină e 15 milioane, Coaie. Santo. încă mă ia cel frezonele, că zic că e 15 milioane, mă ție. Cel care n-am avut 15 milioane în 15 de luni. Hai un pic mai încolo. Aurica, multe. Nu, de. Ce? Nimic, Cristi. Auzi, bă, Cristi. Cristi. Ce Cristi, mă? Nu știu, te cheam. Adi, drag. Așa, mă, Adrian. Da. Ce faci? Știi cum se închide un prost? Mm? Știi cum se închide un prost? Cum? Ce e aia menstruație la femei? Nu știu, mă, Coaie, ce e aia? Bă, ia, vină cu a capa, ia vină cu a. Ce e menstruația la femei? Intră un mexican. Ce, mă? Ce e menstruația la femei? Am răspundeți, că nici eu nu știu, grea și s-aflu, sunt curios. Și de unde să știu? Întreabă femeia. Păi am pus întrebarea. Da, mă, păi e frumos, trebuie să aflăm noi că... Mă, hai să depunem patru creierii. Deschide-mă telefonul și apri. Bă, vă, este prost. Ce, mă? Ce, mă? Cum e femeia o dată pe lună? Nu știu, Coaie. Așa, Coaie, și da. Ciclu se mai numește menstruație. Voala. Da. Mamă, sunteți proști. Wow, se vede că n-aveți vârsta necesară. Ce să avem? Bonul necesar? Hai, mă. Coaie, dar nu se Capa. Înțelege ce s-a înțeles. Capa, dă și mie 10.000 că mai am 300 de lei toți bani. Bă, ia. Îmi dai? Ce, eu mai am 22.000. Bă, te mai sara ca mine. Păi nu v-am dat, mă, bani non-stop. Când ai dat, mă, bani, taci de vor? Nu v-am dat, mă, bani. Ce jos, mă? Nu te-am bani, mă, atâta, mă, ce? Mexicane, taci. Aici, dracu. Cum te cheamă, mă? Zor de zeamă, de ce întrebi? Să-mi bau pe la mama. Uite-te pe aplicație. Deci, fii atent, uite-te aici, am scris ăsta de păcății pula în Bogdan. Da, vereți, da. Bă, mexicane. Stai lângă Netflix că te sunt. Tu vreau cum să pui înainte mea, bă, mi-ai pula în gură, dacă nu deja se îndă pe telefon, mă, să mă vorbă. Bă, alo. Am de. Gata. Dar tot pe mine, mă, ei! Da, că ești animal. Păi și mă vede ce mă frie. Și vei că tu n-ai făcut ăla bine. Știu, mă, dar s-a pus pe ăsta la-n față, mă, unde prins. Să fiază mesajul, șterge.
da, bă, tu nu știi să dai aceeași... Băi, bă, dar tu nu știi să pui poză cu descriere. Nu te mai suport. Mexicane, nu te acum mai rezolve. Acum mă rezolve. Capatul. Hai, domnule, ce punea două mesaje diferite cu buletinul și cu descrierea și noi puneam între ele. Ești prost? Ce faci când am pus eu? De ce ai pus când am pus eu? Aaaa, nu mai fă mă, tu nebunesc. Vedeți, vedeți că o să treacă, vedeți că o să treacă pe aici un prieten, da? Da, da. Adică când ai... Hai, capito. Așa cum deci completează iarbă, că ești pula cu ui. Mexicane, dătești tu. Adi, rămâi aici, dacă ajunge ăla, zic că... Te duci la magazinul de haine mexicane. Mă duc în morții mei. Vere, nu pot vorbi, te sun mai târziu. Urcă-te pe motor, du-te, schimbă-te, hai vorbi mai târziu. Ia, am dat-o voi aici. Păcătii pula morții mei. Zile că în două minute ajungem, ne-a oprit poliția.
Unde sunteți? Alo? Da. Unde sunteți, domnul tău? Care ești? Beze, mexican. Ah, what the fuck, n-am numărul tău. La rulotă, mă, veniți înapoi, ce ai făcut? Hai, că am vrut să mă schimb. Bine, hai la rulotă. Bine, acum. Ce bogat? Nu-i bogat, nu știi. Salut. Salut, șerif. Salut. Eu nu știu ce bani vor băga și fa... plec. Da. În... Dacă și anuță, ți-a jeteță. La teona. Fac instituție și o luăm. Da, și sparchiză asta. La. Care mâna și pe mine? Gata, șerif. Care îmi scoate 3X-ul, ăla vine cu mine dacă vrea, dacă nu poate să scoate o alții mașină. Eu nu prea îmi place să merg cu 3X-ul ăsta, Stefan. Să vezi eu cu tine cu bugate. Scoate-l, scoate-l tu, da, veniți care cu ce vreți, eu vreau un 3X neapărat. Cine a organizat aia? Mateo, eu. Mă, ești pe mine? Lică! Sau, fac. Mama, te deja remove. Să luăm locația asta, zona asta, îți dai seama că ce n-a fost plimbare în parc. Nu vreau să țin de aia, să meargă treaba. Bună seara! Zi-mă, bă, pe tine nu te-au luat băieții la bubuiala de ieri sau nu zici? Ce ai zis, Teo, dacă nu l-au luat? Da, n-a avut voie la bubuiala? Pe gânduri să... S-a mărit armata, bă, iau-te. Încă o domnișoară, cum vă numiți domnișoară? A avut treaba, a fost ea seara. Alexandra, Alexandra. Păi la șoferii de la Tuguri, cine crezi că au plecat șoferii de la Tuguri? Ce-a făcut aseară, mă, băieți și fete, ce-a făcut aseară? Ce băia, știi ce, acolo la noi, pe partea aia, domnul Gustav, dacă nu mă înșel, i-a picat orașul și nu mai avea glas și vorbea cu noi acolo.
V-ați luat ceva info de la ce zicea el? Adică, la ce te referi? Pe SMS la noi acolo. Ai văzut că el dădea anumite directive la un moment dat. Și a explicat plan și chestii, cum să procedăm. Băi, tată, nu știu ce ați făcut voi, eram pe insulă. Bă, avem o mică mare problemă. Revenim într-o jumătate de oră maxim. Haide. Vă salut, băi, seara frumoasă. Salut, seara frumoasă. Te sun eu, Teo. Ta-da! Vă spun eu ce s-a întâmplat aseară, i-a încăpiat, băi. Un mexican. Bă, băi, știi că puteau ea de la noi, da, pe marginea mulei. Bă, dă-ți dracu, alea, bă, handicap. Ce faci, bă, alo? Bă, dar tu care ești, gen? Bă, stai să vă zic o chestie, mexicane, tu n-ai fost aici și n-ai auzit. Aici, bag în primul rând de la buzunar, în păcrac ce vă vând de plicul. Aici vreau să fiți cât mai puțin cu arme, fără mască pe față aici. Înțelegi? Rulota asta e a noastră cât se poate de coapte și poliția nu are voie să intre aici. Înțelegi? Poliția aici îi trebuie mandat. Da. Dar dacă noi le dăm un motiv îndeajuns de bun, ei se pot pișa pe acel mandat. Adică să ne împușcăm pe aici, să stăm aici în curte numai mascați. Înțelegi? Aici când venim... vreau să fie cât mai chill treaba. De ce vreau să fie așa? Pentru că noi aici vindem arme, vindem droguri, aici ne desfășurăm activitatea ilegală. Aici cine vrea să vină să cumpere un pistol ceva. Uh-huh. Ei știu că aici suntem care facem treaba asta. Uh-huh. Înțelegi? Toată ideea e să atragem atenția, atâta vreau aici. Mm-hmm. Că ați prins din discuție când i-am zis lui băiatul ăla că ne-am chinuit ceva să luăm, că din câte știți fiecare zonă e deținută de câte o familie mare. Mm-hmm. Și n-a fost ușor și nici ieftin să luăm această locație. Mm-hmm. Și trebuie să ținem de ea că ne aduce multe chestii bune, ca să zic așa. Mm-hmm. Mai vedeți voi pe partea.